Bună, bună! Uitați unde sunt, tocmai fără să vreau, dar este din anul 1600. Asta a fost ceva veche așezare, while urban, refletă în work, going to pizza, to fresetele. În 1600, da. Asta, cam asta ar veni centru vechi al, centru istoric al Bari. Da, să vă arăt așa, asta e zidul, fiind zidul cetății, acum am 500 de ani, asta fiind zidul cetății, cum vedeți, cum arată așa. Mamă, mamă, ce aglomerat inia într-o, mamă, 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 așa număr la pauză, mă, frate, măi, 3 ceasă, cum a venit, uitați acolo. Asta e centru vechi al ăsta. După cum vedeți, vedeți și biserica asta. Eu trebuie să intru înăuntru, în centru istoric, să am acces la bisericuța asta mică. Dar ne băgăm acum. Mamă, când mă gândesc iar pe aglomerație. Oh! M-am gândit, mamă, ce la fix am căzut. Vedem acum. Ne băgăm în el. Ăsta e centru vechi al istoric al orașului Bari. O să ajung și acolo, roata mă duc acum. Deci asta să fie de o oră. Și mâine pe TikTok. Nu pot face două filmări odată, nu. Nici n-am baterie. Și mâine pe TikTok. Acum văd care sunt cadrele. Mâine pe TikTok chiar n-am. Ai de capul meu. Bari, dacă tot așa le-am făcut orașele astea importante, Monopoly, Pizza ăla și Bari, așa trebuie să le fac toate de acum înainte, mai ales cele care au istorie. Uitați, cam aici așa e. Ăsta, mamă, mamă, pe unde mă bag eu pe terasă, mâncava sufletul vostru. Hai să mă bag pe aici și să ies în dreapta. Auzi muzică de-a noastră. Ați auzit? Acum e undeva de sound, sound of noise. Uitați, cam asta e, se uită lumea. Mamă, asta e altă stradă. Nu știu ce e aici. Să uiți ce e aici, dar e frumos. Așa, mă dedici, o botecă, o combinație. Frumos. Foarte frumos, antică, veche. Pune mâna Mircea, aici au fost mii și mii de oameni, milioane de oameni. Milioane de oameni au trecut prin cașcaraveta asta. Asta e o punte de legătură între o stradă și alta, unde m-ați văzut. Da, uite, am ieșit pe altă stradă, era chiar unde e biserica. Uitați, asta e altă stradă. Carabinieri, da? Nu aș vedea nimic important. Asta e centru istoric. Să vedem unde mi-e duce. Nu văd un indicator cu catedrală, cu biserică. Am văzut o biserică încolo, în dreapta, dar mă plimb un pic. Uite aici undeva în zona asta. Aici să nu fie restaurante. Să mă duc pe aici. Uitați. Da. Asta e, mă duc pe aici. A, uite și biserica aici. Închisă, exact cum am gândit eu. Exact cum am gândit eu, e închisă. Înseamnă că mâine dimineață o prindem deschisă. Mâine dimineață o prindem deschisă. Da, mâine dimineață
o prind deschisă. Se pare că pe partea asta e cam centru, cam goluc. Datorită că biserica închisă, ne plimbăm pe străduțele astea. Se pare că nu prea am văzut locuri de filmat. Biserica ar fi unul, gaura ar fi două. Și ăsta îl pare destul de... Pare destul de... aici pe nou. Uitați. Altă curtiță. Alți piedi. Uitați ce frumos. Și ne băgăm pe străduca îngustă. Iar un turn acolo, aici e altă manevră. Nu ca asta mă scoate afară, vreau să mă duc pe aici. Am văzut aici ceva iar înalte, asta din ce e asta. Cu biserica asta, nu aici dacă ajung. Vieni, dă-mi la manevrano. Dacă ajung acolo la biserica asta, aici acolo, că și intrarea e închisă. E închisă, ia să pe ce stradă pe lângă ea, strada San Gitano. Văd că biserica asta, mamă, cât e de mare, e închisă, mâncați așa. Da, asta e bine că e oraș așa un pic mai gol, oricum mâine. Aglomerație mâine pe cealaltă filmare. Sau poate să vin mai de seară, să văd. Să văd cum o să mă... Oricum mai de seară e închis. Mamă, aici nu-i mai nimic. Biserica duce pe altă parte la intrare. Nu cred că e deschisă pe aici. Scoptice. În durata bisericii, că văd că vine lume de aici, înseamnă că... Mare. Priviți ce mare. Ce bine când e umbră, că pot să văd și în cameră, cât de cât pot să mai mă trag, mai dau în față, mai dau în spate. Când e soare, țin telefonul drept. Uitați, aici e turnul și, cum ziceam, multe terase pe lângă el. Lângă biserică, multe terase aglomerate. Deci, mâine dimineață, Mircea, aglomerație, la fel cu geanta în spate, facem filmările pentru celălalt. Atunci găsim și mai deschis, mai de aici. Mamă, dar e șmecheră asta. Păi dacă aș putea să o filmez pe umbră, asta e șmecheră filmare. Mamă, de e umbră. Mamă, ce biserică, mâncați așa. Da,
Da, nu pot pe amândouă. Trebuie să vin mâine înapoi să fac încă o filmare pe TikTok. Da, da. Ok. Foarte frumoasă. Stai că acum ajungem la intrare, dar închisă. Văd că stă lumea. Asta e biserica din centru, din Napoli. Hai să vedem din centru vechi, istoric, al Napoli, a Bari. Ce am eu cu Napoli? Spune ce am cu Napoli. Am văzut o grămadă de gangster asta. Asta am eu cu Napoli. Și când văd gangster, îl confund ca Bari. Uite aici încă o biserică este acolo. De soarele, mamă. Mâine dimineață trebuie să vin aici. Hai să vă arăt așa un pic. Plin de terase. Uitați străzile, terase și restaurante. Măcelării. Uitați. Și asta e cealaltă parte a bisericii. Da, cam asta e cealaltă parte a bisericii. N-avem unde să ne băgăm. Aici e altă biserică. Aici, de fapt, e mai multă construcție a centrului la ori istoric. Cred că aici o să vin și mâine. Aici e foarte multă biserică, dar și aici. Foarte multă. Cred că e mai murdară camera. Nu. Vedeți aici o străducă. Nu vreau să mă bag pe zidurile astea. Da, mâine neapărat trebuie pentru asta. Asta e. Sau vedem. Poate de seară. De seară e mai frumos, mai lumin, mai... Nu știu, văd. Dar nu prea se înțelege anumite aspecte. Uite acolo. Asta e cetătuie. Nici nu poți intra înăuntru. Vedeți aici fortăreață, mâncalaș. Nici n-am văzut biserica aia din ce an, că nu spre nicării. Da, ajung eu înăuntru mâine. Vezi că era ideea să plec de aici în seara asta, da? Nu știu, uitați aici. Văd că ea intră înăuntru, cred că e cu bani. Stai că vedem acum, cred că e cu bani castelul ăsta. Uitați. Ăsta e alt castel. Parcă mie să mă culc aici, dar nu o poți, n-ai cum închis, tot. Tot e închis, uitați aici. Castel. Cred că e cu bani, mă, și întreb cât e, ce? Că dar rămân doare gura. De unde știu eu dacă e cu bani? Dacă eu n-am vorbit cu ei. Dar 100% e cu bani. Că văd că sunt intrare separate. Văd că stă om la poartă. 100% cu bani. Că de aici începe manevrele. Ca pe orașele și pe Napoli și pe alea. Și pe orașele astea toată istoria era intrare. Dai seama că... Aici palat șmecher, mâncați așa. Uitați acolo. Da, luăm pe portar acolo, 100% cu bani. Îmbrăcat în cămașă albă, hamaci, conta e. Dar mă duc pe prost, mă fac pe prostul, pentru că așa trebuie să fac. Mă fac pe prost, zic că vreau să fac 2-3, băi biletul, păi n-am biletul, lasă-mă. Foarte, e mult de filmat, înăuntru în oraș e mult de filmat, da? Ajungem și acolo, stai să zicem ce facem mai, ne întoarcem înapoi dacă nu putem, că deja aici ieșim. Hai să văd, cate. Da, știu că e portarul ăla. Se vede după ăla ce are în gât. Uitați, foarte frumos. Aici e pe bani, normal, Coloseum, din secolul, castelul. Oh. Asta e. Cum arăta lumea înainte, uitați. Tarif 3 euro, vedeți? Castelul, Soveo di Bari, chiusa publică, inter 8 euro, ritorn 3 euro. Disponibile la momenti, open Monday, close Tuesday, Sunday,
Ticket să oficial, just ticket, obscur, deci n-are niciodată gratis. Asta e, măieți, intrarea, niciodată nu-i gratis. Deci aici e cu 38 euro. Ritodo, nu știu ce înseamnă. Ritodo. 3 euro, 8 euro, intero. Nu le-am pasia, nu le-am gramatica. Intero înseamnă înăuntru, așa știu, intero. Da, ca să vedeți că n-am bani să intru înăuntru, uitați, în castelul lui Cortolita. Și nici nu scrie ce castel, nicea, nici. Scrie castelul, Sevo di Bari, dar nu scrie din ce an e. Nu văd din ce an e, nicăieri. Dar în orice caz e castel șmecher, da, asta e manevra. Nu pot, că acolo cu bariere, nu poți intra. Dacă era așa păstrăia, așa mă împingeam și mă. Da, asta e șmecheria. Am intrat în castel. Ciuciu bilet. Ce fain e aici, uitați. Asta a fost zidul. Asta a fost zidul. Bine, l-a legat cu orașul. Prima linie de apărare și a doua era cea mortală. Deci când ajungeai aici, pe câmpul ăsta verde, vedeți gropile astea. Ăsta nu merg nici grob din astea, unde erau aruncate manevre, foc și trebuia să treci până ăsta după aia. După urcai pe zid și intrai înăuntru și te băteai ca Ragnar Lodbrok. Da, astea erau filme, uite cum o biserică acolo și aia închisă. Da. Îmi place strategia asta cum a fost folosită. Deci cum era și acolo la zidul ăla, zidul nu era drept dintr-o dată, că deja ajungeai acolo ca alunecai și nu puteai să urci. Deci așa timp rotunjit capătul. Și încă se lucră, vezi? Încă se lucră. Bravo, conservează și istoria, bravo lor. Măcar atâta să mai rămâne de noi. Dar m-am uitat acum la un... La din asta, dar nu prea cred eu vrăjelile astea lor. Că lumea, noi am mai fost așa evoluați tot timpul, dar n-am fost atât de evoluați încât să nu putem merge, încât să putem merge în alte planete. Și s-a putut, ci că cineva a plecat și s-a stabilit locul în altă parte. Că o mai rezistat din tot pământul când s-au făcut problemele alea, când au făcut prima manevră și au supraviețuit ceva oameni și noi suntem strămoșii lor. Da. Și ce că extraterestri sunt oameni îmbrăcați cu echipament ca să vină pe pământ și să mai își din un alta mâncare și ce le mai trebuie, că unde stau ei nu prea este și ne veghează și are grijă de noi. Astea sunt pancove, minciuni, uitați aici ce. Ce s-a astea mâncava sufletul vostru? Nu știu. Asta e piața. Bienvenit a tutti. Îmi vine să iau pungă și să plec. Da. Tot felul de... Uitați ce frumos e aici. O să ne fac și filmare. Vezi, tradițional frumos. Da. Uitați, aici încă se mai lucră. Nu, quello verde spinge. Quello rosso? Mamă, casa, sufletul tău. Aici vine asta în casa și na. Vrei la casă, ce vrei, vede aici ce fai, evantai. Asta e centrul a Bari, foarte frumos, îmi place lucrătura lor contemporană, dată aici altă biserică, dar am văzut-o și închisă. Eu vreau să mă duc până pe strada asta, că e așa frumoasă și colorată, uitați. Foarte frumos, stați cum filmez de jos ca să se vadă și pavajul. E
Aici e altă stradă, da. Uite, aici merg la cineva. Cred că merg la cineva, ceva familie, sus. Mai cum să vezi tu ce e aici, să vedem ce e aici. Stradă? Da, mă, stradă, dă-o noroc, uite ce frumoasă stradă. Uite ce frumoasă, bine, e. Mizerii. Începe, mai vine vreodată din nou. Uitați. Foarte, foarte șmecher. Aici mâine are niște cadre, bine că știu de gaura asta. Sunt multe găuri aici, unește străzile. Asta e altă stradă, fraților. Aici e stradă pe state, frate. Aici nu-i pe... Uite-i pe... Manevre pe... Dar după ce și-o pus aia de soare, dar n-are soarele etajul ăsta. N-are cum să aibă soarele etajul ăsta. N-are cum. Nu știu, eu nu văd. Mamă, mamă, pitbull. Ăsta de mă vede cu geanta. No, no, plec de aici. Ăsta de mă vede cu geanta, asta nu mai stă să facă cămuște. No. Ăsta nu mai. Stai să mă duc în dreapta. Da, să ne băgăm în altă parte. Mamă, foarte frumos. Uitați așa e până oraș, fraților. Uitați de aici vin. Așa e până oraș, mă, tăti cu găuri. Conectează, să se conecteze străzile între ele. Astea au fost făcute în munți, mă. Pe mușă vreau respecta partea aia altă de... Aici e treaba pe construcții. Uite, aici al labirint. Al labirint. Aici tata. Number one. Uitați, aici altă stradă. Aici altă stradă. Tot cu șmecherii, cu șmecherii din asta, foarte frumos, foarte frumos. Aici eu cât te simți în antichitate, genul ăsta de conexia asta dintre străzi cu multe chestii. Uitați, au și Sfântul Nicolae, la... Azi mi-am dat o biserică, mâncați așa, nu a fost una deschisă. Aici e altă stradă. Și altă stradă. Mamă, ce frumos e noaptea aici. Mă gândesc să vin noaptea. Dar cu geanta în spate, vin noaptea să văd, să văd, nu știu, mă bag undeva să văd dacă găsesc aproape loc de odihnă. Și vin noaptea, cred că. Aici e foarte frumos noaptea, dar și e plin. Și e plin, da. Vezi, uite la ăștia. Vezi, eu am crezut că ăștia spini. Nu-s bun de mâncat, de fapt așa sunt bune de mâncat, foarte bune de mâncat. Tree of the God. Uitați,
conexie în altă parte, acolo e conexie cu orașul, văd semafoare, nu mă bag acolo. Deci acolo văd semafoare, da, acolo se intră de pe altă parte, nu. Acolo e ieșirea, cum ar veni, sau intrare de pe altă parte. Da. Foarte frumoasă. Îmi place mie. Uite, vezi, am conjurat biserica aia mare. Am zis că vin mâine la ea. Vedeți? Biserica aia mare, cum ar veni, de pe orice stradă poți să ajungi la ea. Ținu-mă o direcție și gata. Uite, deci, cum ar veni, aproape că nu am făcut nimic. M-am întors până m-am pe lângă biserică și ce am putut să filmez. Da, excuse me. Dar numai pe lângă biserică ce am putut să filmez. Știa că acum mă duc încolo până găsesc și alaltă parte pe oraș. Aici e Palatul Saghesa, secolul al XVI-lea. Unde e palatul? Uite, este. Secolul al XVI-lea. Vedeți? Asta e palatul. Palatul. Dai seama, din secolul al XVI-lea, mă. Uite. Trăcăuna asta. De acolo am venit eu, de luminile. Trăcăuna din secolul XVI-lea. Come on, man. Da. Aici măcar e ascunzătoare de motociclete. Strada Lamberti. Suntem pe strada Lamberti. Aici e altă stradă. Foarte frumos, uitați. Antic, așa și contemporan. Mamă, ce îmi place mâncața sufletul tău. Asta e alta, care vine din dreapta, adică de aici am venit eu. De acolo am venit eu, unde-s luminii, și am venit așa și sunt pe dreapta. Țin dreapta, dacă țin stânga, atunci mă bag înapoi. Țin dreapta, că atunci mă duc pe margine. Pe margine și pe aia mă întorc pe mijloc. Aici închis. Uite, primul lucru unde văd că e închis. Vedeți? Primul unde văd că e închis. Ținem mai mult dreapta, cu două străzi ținem dreapta. Ținem cu două străzi dreapta, mă, băiatule. Da. Obosând, îmi doare picioare, am făcut 18 km. Îmi doare picioare, deja n-am făcut o pauză, trebuie să fac o pauză. Uitați, altă stradă. Asta e strada ce de la ieșire, am văzut, unită cu ieșirea. De aici am venit și mă îndrept pe aici. Bari. Ăsta e episodul 2, băieți. Primul l-am făcut pe oraș, așa să vă fac o idee cam cum arată. Și al doilea, centru istoric al orașului. Care, credeți-mă, ăsta va rămâne veșnic. Ăsta e și punctul lor unde le aduce turismul. Îți prinde restaurante și baruri și la intrări. La toate intrările din orășelul ăsta e plin de terase și restaurante. Deci acolo sunt contracte cu treburi și cu... Asta e altă stradă. Am foarte puține cadre de TikTok, mă. Nu știu ce. O spălat aici cu clor, mâncața, sufletul tău se zonă, că n-alunec eu acum. Mi-a luat adidas aia și mă tind să n-alunec mâncața, sufletul tău. Umblu încet. Mi-a luat adidas și alți, că-s mai ușor puțin. Deci dacă fac, uite-te priza, mă. Ai, 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 ai. Aș pune să mâncar, mă. Dar ce e aici? Ai, cred că de aici. Da, de acolo. De aici. Dacă îmi doare sufletul să plec așa, da? Uite, mai e un acolo. Oh, come on, man. Oh, no, man, why? Tocmai când filmez, pe aici, pe la carabinier.
Pe aici am zis că nu intru eu. Ba nu, că nu-i care sunt. Uite-te. Altă stradă. Acum văd casa, ne scoate iară pe centru și mergem pe altă străducă. Deci asta e marginea, dar mă duc și pe margine. Dar trebuie să mă duc pe margine de apa, mă. Acolo văd că deja semafoare, când e semafoare. Uite, și aici un semafor. No, păi înseamnă că m-am băgat pe oraș, n-am cum. Păi pentru ceva. Mobilii. Mamă, că e cu bulon în pământ. Când iese ăla din pământ. Altă și manevră, alte găuri. Văd ceva oameni că își fac cruce. Să vedem de ce își fac cruce. Dacă vin alte, ce rapid te face una aici, mă? Deci turiști, ce rapid îți pușcă una în tunericul ăsta, te prinde pe gangul ăsta, ce faci? Ce, mă, chem tu poliție? Uitați, e pe gangul ăsta. Este și lumină, este și... Asta. Aici e altă stradă, aici e altă biserică. Mamă, e biserica aia mare, șmecheră. Am înconjurat-o, mâncat-o și pasat-o. Oare, asta e biserica? Văd că e deschisă, cred că. Mă, cred că e deschisă, ia să văd. Cum am zis eu, asta e altă biserică, cred că. Nu prea am văzut o biserică asta. Asta de unde a apărut? Asta cred că e ultima de pe partea apei. Da, asta e ultima biserică de pe partea apei. Deci în oraș, aici deja văd că e orașul nou. Asta e ultima biserică de pe partea apei, dar se lucră înăuntru. Oh. Mamă, mamă, și asta ce biserică. Ora 9, mâncați așa acolo. Uitați-vă de drum. Asta se lucră, tată. Aici se zice că o să fie gata biserica asta, desene, treburi. Deci biserica asta, băi, țineți minte, eu am filmat-o, dar se lucră încă la ea. Se lucră. Asta e al centru, uite aici apă, hai că trebuie să ne apă, că n-am apă. Poate eu bău și de aici Cezar, da, de-l prind. Poate că bău de aici și Cezar apă. Cam ăsta e centru. Stau un mijloc să pot să filmez așa cam cum arată. Centru din cealaltă parte. Dacă mai văd o grușcărie acolo, acum îmi bag în ea. Asta mi-a apă. Asta e biserica. Și terasele. Deci, în urmă, nu-i apă. N-am luat multă, că te încălzește. Da, ăsta e centru, fiind ultima parte din asta. Mai văd încă acolo o biserică. Acolo la aia am fost, la aia am fost. Toate sunt aici una lângă alta, toate sunt aici una lângă alta, asta se lucră, încă nici nu gata cu pola, numai partea din față, deci o face, știi cum, o face că vin turiștii la greu. Nu, vreau să mă duc în gaură asta, că văd aici o gaură, aici mai văd una scurtă, opa! Vreau să mă duc aici, e o piață, nu știu ce. Și cred că ies și la undeva mai încolo, ies, cred că ies pe cealaltă parte. Aici. Deci nu m-am uitat după o priză, dar n-au o să-i pe bănci. Scarabii mostra presă. Nu știu ce duce tunelul ăla.
Să nu zici că e închis, că tare așa am impresia că e închis. Da, mă, închis acolo, mă duc degeaba, mă. Da, mă, mă, închis. Da, un pod acolo, închis. Închis. Da, închis, merem înapoi. Mamă, ce mi-a intrat, dar nu știu ce scări, mă, stai că nici ce scări. Să fie în dreapta niște scări, urcă sus pe pod, da. Azi, urc sus pe pod și altcum a văd șmecheria. Că mă gândeam eu unde pleacă doamnele astea. Domnii. Aici ducea undeva, dar închis. Și acum urcăm pe scările astea. Să facă sport. Da, sunt pe zidul cetății, cum ar veni. Sunt pe zidul cetății. De aici am și venit. Ne întoarcem înapoi de unde am venit. Să vă arăt cam. Cam de acolo am venit. Cam de acolo am venit. Vezi dacă era unul să mă filmeze de aici și să vin eu de acolo, vezi? Aia e și șmecheria când ai un cameraman, faci filmări șmechere. Să vad, să filmeze cum vin tot de partea asta. Da, asta e. Scările alea le-am urcat și suntem aici. Asta e partea zidului, pe zid. Și aia înseamnă că de aici, chiar mă gândeam când am văzut ăsta, cum ajung ei pe zidul ăsta. Uite că am ajuns. Am văzut zidul ăla de la roată și m-am gândit, cum ajung eu? Păi, uite-te unde am ajuns. Ah, oh, come on, am zis că-l cunosc eu acum orașul. Am zis eu că-l cunosc eu orașul. Păi, roata. Așa e spațiu verde aici. M-aș culca aici, uite aici. Să mă culc. N-ai cum, că tăti, cred la stradă. Da, la nebunia mea nu trebuie multe. Da. La nebunia mea nu trebuie multe. Până vine om să mă ridice, mă ridice că dimineața. Și zic mulțumesc că m-ai trezit. Bine, mulțumim. Azi vedem pe partea alaltă ce se vede. De după zid. Tătapă. Deci asta era pe colț. Da, acasă așa am văzut eu. Mamă, și acolo este o biserică. Mai este un acolo, mamă, câte biserici, câte capuri de biserici, văd. Da, să vedem aici, dacă mă pot culca. Aici e vagabonțală, mă, fraților, mă, stați că vă arăt eu. Stați. Stați că vă arăt acum ce vă bag, la ce vă arăt, vagabonțală. Mamă, l-am dat soarele, telefon. Vreți să vă arăt ce vagabonțală? Uite, și acolo mă pot culca, vedeți? Al teren după gardul ăla vie, dar uitați aici, că am vecini. Uita și cardare, două brichete, ăsta e băiatul cu manevrele. Și nu numai el, e aici, că sunt mai mulți. Deci aici, în zona asta, e pericol să stai. În zona asta e pericol să stai, că sunt mulți. Dacă ei dorm, aici își fac și manevrele. Da, eu trebuie să ies undeva afară, unde nu prea vin ei, unde prea ies ei la treabă. Aici zona la lor, zonele lor unde își fac ei combinațiile. Uite și acolo, vedeți unde e copacul ăla, zici că e înăuntru un copac. Nu ajung eu jos să văd de ce e acolo. Vedeți.
chiar acolo m-am gândit să mă culc când am văzut tufișul ăla. În spate, îmi pun cortul și mă pot culca, că nu vine aia să vadă. Uitați acolo. Dar ce fain e copacul ăla, mă zici că-i dimineață tehnică. Să zic că o să mă bag acolo să văd. Văd că e deschis. Acum ajung eu jos pe partea asta. Stai. Vedeți asta? Mi-a făcut ca copacul. O intrare. E o șmecher de mă cu seara asta acolo. Da. Șmecher, șmecher. Vedeți? Asta e Bari, băieți. Cum arată Bari. În poziție sunt în capă. Ăla e drumul meu. Vedeți? Ăla e drumul meu. Pe drumul ăla am venit. Pe drumul ăla am venit, frață. Am venit până mi-a sărit muștarul. La fel și pot să ies pe drumul ăsta. Dar nu astăzi. Mâine că am de făcut filmări. Să vedem dacă mă simt ok în seara asta. Să vin să mai filmez TikTok-ul și atunci mâine nu mai mă duc. Mâine doar mă duc. Dar trebuie să-mi caut unde să mă încărc telefonul. Asta e cel mai important. Să vedem unde ne încărcăm telefonul. Azi de cum se vede aici. Ce mai aici? Altă porțiune a orașului. Asta e mai mult partea închisă. Acum sunt pe zidul cetății. Țineți minte, ăsta e zidul cetății, băieți. Ăsta e zidul cetății. Deci aici stăteau străjerii și se uitau la manevre. Uitați aici am să mă culc în seara asta, uitați. Și dacă îmi pun cortul lângă, mi-i tătună. Că îl pun aici, că văd că e curat. Adică dacă e curat înseamnă că nu se culcă boschetari. Boschetarii se culcă, ați văzut ce-i. Da, aici și aici m-aș putea culca. Asta cum e pe partea asta altă. Deja eu văd, eu deja pândesc locul de dormit deja. Și stai că n-am văzut. E bunii. E bun, e bun. Aici nu umblă nimeni. A, dar s-a arăt teren de fotbal, mamă, să joacă fotbal. Sunt curios cum e înăuntru. Am văzut că are... Uitați acum, sunt aici unde stădea străjerul important al combinației. Aici stătea, direct în față. Aici vorbea cu lumea. Che voi, che voglio. Mamă, dar aici se spar șmecher, mă. E fără cor mă pot culca oriunde, dar cu cortul e mai greu, că cortul trebuie poziție una și cortul vine, cortul se vede. Deci. Asta e zidul, partea, uite și acolo, ale canal, pe mijloc. Am 5-4 euro pe carul, mă gândesc să da, să nu-mi stric, să-mi iau cumva o, să pot să mă duc undeva la o cafea, dacă cumva să-mi măcar telefonul, mă, nu fac eu așa, mă, ce fac, n-am văzut o priză, o singură priză am văzut aia de acolo. Ești la ora asta, nu prea găsești, mi-a dat la terasă din asta care a deschis sala pizzerii, dar nu prea le prins nici pe alea, mă, cu plic curent, m-am prins și E3, vedeți, zice, asta e altă parte a orașului. E păzit. Da, gașcă, asta e. Mergem, ăsta e deja numai păzit. Deci pot să mă duc tot orașul să-l încercuiesc doar păzit. Mamă, ce frumos e. Ce frumos. Foarte, foarte frumos. Acolo scări, poți să cobori. Frumos, uite aici, frumos aspectul ăsta, zici că e așezare veche, mă, de acum câteva sute de ani, uite așa e frumos, cu piatră, cu multe chestii acolo, cu mărâzișul ăsta care nu e de mai important, de multe ori au un aspect foarte, foarte șmecher, uitați, acolo e închis. La
are și cealaltă parte a peretelui. Deci mă trag în spate, în spate, în spate, în spate. Nu este o priză aia, nu este. Eu mă ieșit după prize. Uitați, este partea aia alta a peretelui. Foarte frumos. Iară păzit. Deci, de păzit vedeai și oamenii. Că uita la aia, bă, fiți cuminți, că dacă vă nu sunteți cuminți, vă pun aici sus păzit la bază, la strajă, în ploaie, în vânt. Și că confortul te obosea. Confortul. Și de-aia nu le oferea la soldați pe ziduri confort ca să nu obosească să adormă. Nu le punea acoperiș. Tăteau pe ploaie, pe alea, pe alea, ca să se obișnuiască cu tot. Mai ales că ei și făceau campanii. Ei, soldații pe vremuri erau soldați de mici, nu? Ca acum, meri la 30 de ani în armată, te crezi marele smardoi, ai bătut și tu vodă de coptii, gata, tu crezi că ești în război. În război, tu în război ce face, cine face regula? Glonțul. Nu tu, cu mușchii și cu... Acolo toată regula, aia cum se pucă a doi. Aici de dormit, e prea deschis, prea la stradă și prea mult spațiu gol. Am vă dat seama că undeva, până zonele astea, mă culc eu, că nu mă pot culca aici. Vedeți? Nu știu cum e în gară, dar fac pare că e plin de boscheți. Fac pare, oriunde în gările din lumea asta, acolo sunt învârtăți gangsterii. Oriunde. Oriunde în gară, să strâng gangsterii și acolo cele mai multe manevre. Da, da. De acolo vin turiștii și pe ei, atacați. Îi atacă. Am spus eu Roma, am văzut cu ochii mei cum îi ciordeau pe turiști, cum îi schimbau gențile. Îi schimbau gențile, mă. Cătea cât de cât să fie o geantă neagră, avea genți negre și roșii. Da, păi la femeie le băga roșii goale. Geantă roșie o schimba, aia femeia nu se uita că exact cât de cât să fie. Le schimba, mamă, mamă, ce... Văzut cu ochii mei, cu ochii mei am văzut, mari manevre. Deci nu e o poveste, eu cu ochii mei am văzut, mă. Am spus eu, când mă uit, eu mă uit. Uite și aici e loc foarte, foarte bun. E pus cortul, da, ăsta da. Aici da, aici e bun loc de pus cortul, dar nu știu ce e jos, deci stau băgabonți ăștia. Este un loc foarte bun. Da, până atunci, mamă, tot pe zid suntem în cap, tot pe zid, uitați aici, cu altă structură orașului, tot pe zid. Ăștia coboară jos, să zicem. Uite ce frumos e aici, și eu vreau să cobor jos. Și eu vreau să cobor jos. Da, cum coboreau băieții la palat, vezi? Așa o să mă vedeți și pe mine, dar n-aveți cum. Foarte frumos. Păi și eu aș coborâ jos, ce să fac aici? Să mă duc înapoi și să mă duc în oraș. Pe partea asta. Dar mai văd o biserică acolo. Dar deja fac că nu pot să o filmez, mă. Sunt închise. Asta e altă parte. A, că vineam pe acolo. Cortul del Catan. A, vineam pe acolo și nu făceam mare lucru. Aici se iau sus deasupra. Mare. Mare. Pe terminal așa ăsta n-au păzit. Aici cu steagul Europei, cu... A, aici altă biserică. Uite-mă câte biserici să ai, mă. Asta e biserică mare, mare. Dar închisă. Se pare că am filmat-o asta, dar am venit pe aici eu. Se pare că am filmat-o și am venit pe aici și m-am dus încolo. Mamă, vezi, nici mai știu, mă. Da, mă, nici mai știu. Pe partea asta. Nu am filmat, dar seamănă, mă. Seamănă rău de tot. Cred că cobor jos. Mama asta, n-aia asta. Da. Și m-am băgat pe acolo, am văzut
altar, altar, nu mai știu. Uite, vezi? Dați alte biserică șmecheră. Nu știu dacă am filmat. Dar nu cred că am avut să ajung eu până aici. Da, până nebuneala aia cred că am ajuns. Dar nu că n-am văzut scările alea așa. Fac pare că aici îți prinde boschetare. Fac pare că îl văd pe unul pe acolo. Bup. Mergem mai departe pe zid. M-am zis, asta e de oră. Am zis că e de oră. Asta e poveste, mă, fraților, aici. Uite, mai ne merem un pic pe metereze, să vedem ce mai face băieții. Mai ne merem pe aici, nu. Nimic, pescărie, nimic, nimic. Copaci, spațiu verde. Zidul e aici, stăm pe zid, aruncăm cu arcurile. Nici o problemă. Aici suntem noi. Da. Să vedem ce e aici. Uite aici, un labirint șmecher. Dar nu vreau să văd câte m-am dus pe aici. Mamă, dar ce frumos. Flori. Să mă duc acolo. Mai frumusețea e greu de imaginat. Ce frumos. Și găs florile alea acolo. Și tocmai într-un beci. Dar și astea. Aici, aici mă duc la biserică, iau rău să mă duc pe partea de sus. Mamă, ce frumos e orașul ăsta, mă. Bari, foarte frumos. Orașul vechi, orașul nou nu mă interesează pe mine. Orașul nou nu mă interesează nici într-un oraș din lumea asta, nu mă interesează. Da. Mă interesează pe mine, v-am spus, nimic. Orașul vechi, uitați. Altă stradă, care am venit de aici. Și bag aici altă stradă, aici altă stradă, toate pe labirinturi, am de biserică. Bag pe aici, fac pare că e închis, nu e închis, că dacă era închis, era închis, văd. Uite aici o biserică, mamă, dar asta numai vârful-i. Asta numai vârful-i, gaura, intrarea e șpunea. Da, uitați. Intrarea doar merg spunea, deci biserică nu prea există. Ne urmăm pe altă stradă și mergem către Mister, Mister. Tot așa e, tot așa pe-n tunelul m-aș plimba. Că e frumos, așa e captant. Și când ești buc, te vezi în altă parte, când vezi. Am pus asta că e soare, de-aia mi-am pus să mă filmez pe mine că e soare. Filme soare, nu văd nimic. Aici e o construcție veche, din anul lui, pe vremea lui Borelista. Hai, uitați. Unde aș putea să văd informațiile? Și să știi că e vechi. Ia să mă bag eu înăuntru. Mă fac eu mâini poze, dacă sunt scări, înseamnă că pot să cobor la ele. Mâine fac poze aici, mă, frate, mă, cu... Așa ceva mai rar, mă. Uite aici, marmura. Foarte frumos. Nu știu cum se vede. E umbră, mamă, mamă. Aici trebuie. Aici era ceva șmecher, mă.
De unde aș vedea opris o... un desen? Hai, stăteau bagabonți, mă. Asta era un fel de chestii din bagabonți, unde stăteau, vorbeau, făceau legi pe la pușcărie, pe unul, pe altul. Da, da. Astea gen tribunale și... Hai să vedem cum arată de aici. Așa. Haideți. Eu am trecut pe mijloc și mâine o să-mi fac aici niște poze, să țin minte unde vin, pe partea de sus. Da, vin pe partea de sus și cobor jos la aia cu flori, bravo. Țin minte că aici e foarte frumos, dar ar fi fain să nu fie sare. Dacă e sare, ciu-ciu. Aici chiar trebuie umbră. Aici chiar trebuie umbră. Uite, vezi cum în sare nu văd. Nu văd cum să reglez poziția. Da. Da. Întoarcem aici și frumos. 360 grade și ținem sudul. Ținem sud, nu mergem spre nord. Încă nu mergem spre nord. Aici. Și ce m-am băgat aici? Uitați aici, copaci, flori. Nu cred că se vânzare, că aveau preț. Uite aici oamenii, vezi? Flori, frumos. Foarte frumos, acum le-au și udat. Foarte frumos. Mă bag până în capăt și cam asta e filmarea. Bari, orașul. Nu. Aici iară o străducă, acolo pare că e o străducă care stă cu tunel, că văd că... De aici. Da, e ce fain. Mamă, la soare, mâncați-a sufletul tău. Nu vreau la soare, mânca mangais. Ia că acum ai umbră aici. Aici e strada aia pe care am venit. Și ne băgăm pe o stradă, puțin mai pe drum. Cred că e biserica pe strada asta. Că o văd eu, aici e altă stradă. Și aici strada pe manevră. Da, planul meu e să mă încarc telefonul după ce termin filmarea asta și să vedem ce facem. Fără telefon nu ține manevră. Uitați altă stradă. De aici am venit. Am întors. Da, și mergem înainte. Deci mâine am avantajul că am văzut orașul, știu mâine unde trebuie să-mi trag filmările. Într-un TikTok, Bari, un oraș nemai văzut. Așa se scrie, fac pariu că-s mulți în Bari, habar n-au ce e aici. Fac pariu că-s mulți, a, mă duc eu acolo însă, ce să fac eu acolo, zic eu. Dreptul, mai bine eu pot să duc din asta. Prea drepte și lumină multă și îmi bag alea străzile de ieșire. Da, ce alt copil, multe motociclete, aici închis. Bar, închis. Asta aici, aici. Opa. Chiuza. Chiuza, questa, la corte,
închis, mamă, aici e închis, ești singura închis, de aceea nu scrie că e închis, hai tot scrie că e închis, mă. Mărturii și mărpăstări în casă. Să văd asta. Mărturii și păstări în casă, mâncați așa. Deci o singură stradă am văzut închisă, să vedem asta. Da. Aici, da. Aici, mamă, mamă, clădire veche. Clădire veche cu porumbei albi, e bun. Mister Porumbel, asta e altă stradă, ce trebuie să vină pe partea asta, uite, Mister Porumbel, ce faci tu că vii la mie în brie, ăsta e de firmă. Ăsta e Porumbel de firmă, ea nici nu fuge. Ea nici nu fuge, ea, e de firmă ea. Ăsta pot să-l prind. Asta a crescut aici. Da. E firmă băiatul cu... strada din secolul IX, mâncați așa. Ce ziceți? Asta e secolul IX. Da, am ajuns fără să vreau la altă biserică închisă. Cred că ați văzut vreo 10 biserici până am... eu le-am văzut. Asta e de aici. Aici e și închis. Toate lângă biserici, toate barul lângă biserici. Da. Acum, să vedem unde dăm să ieșim afară. Iar cu Mr. Padre. Acum este la Mr. Padre, cum i-a pus muzica? Aici e la Mr. Padre. Ah, biserica e deschisă, mă, asta e alta. Nu, asta e biserica aici, am văzut-o jos, mă. O fost deschisă, mă, în cața sufletul tău. Asta ce am văzut-o eu de acolo, mă, ne-am zis, e închisă. Oh, come on. Că eu trebuie să am în fiecare filmare o biserică, mă. Come on, man. Stai că intrăm noi, vedem noi ce. Mamă, mă gândeam, ia-mă prima filmare unde nu pot filma o biserică. Mamă, mamă, dar asta e mare, frate. Wow! Asta e mare, tati. Asta și o să fie ultima manevră. Mamă, mamă, cum e taranul, mâncața, sufletul tău. Asta e mare biserica asta, mă, frate. Uitați. Tot tavane, așa zici că e de aur, e sculptură. Tot e sculptură, nu e desen cu mâna, tot e sculptură în lemn sau în ceva și vopsit în auriu. Tot tavanul mâncava și tot tavanul e sculptură. Aici nu este o priză. Este, dacă este o priză aici, aici mâncat dacă se prijești nebun, e ce? Uite, acolo l-a băgat ceva. Cred că trebuie să vezi scoate afară. Ai, aici băiatul cu florile. Aici băiatul cu florile. Asta aici e sculptură în lemn cu gad. Ce înțelegem noi până asta? Sfatul regilor, multe manevre. Ia. Asta e ceva tablou, oferte mâna semnă. Asta e ceva tablou, Mâncațaș, Ambrosio, 1337, 96 km, Ambrosio Lorenzi. Episod, stai așa să facem o poză. 1, 2, 3, 4, 5, ediție limitată, văd eu. Păi este tablou, mă, Mâncațaș. Tablou, original tablou, Mâncațaș. Asta e prima parte. Și asta e a doua parte. Da, ca să ne prindem prima parte. Tablou. Din anul 1300 mâncați așa. Tablou din 1327. Voi ești copil. Deci vorbesc foarte serios. Uitați. 1300. Păi atunci s-a estimat vechitura.
1327-1332, cam așa se estima pictura care era atunci. Deci cam așa trăia lumea atunci. Trebuia acopat și acolo ceva se acoperi de ploaie și de vânt și așa era atunci. Ăsta e tablou jumeche. Și chiar am insistat pe el. Mai uitați. Asta e biserică mare, frate. Uite, alt tablou. Alt tablou din 1327, circa Ambrozio Lorenzi. Uitați, tati. Îl prind tăt, că eu îl fac poze, știi? Eu îmi fac poze și pe-mi fac și o tablou. Deci, asta e orașul Bari. Asta e orașul Bari și ăsta e al doilea. La un screenshot bagabonților și vă faceți poză și mergeți la... Uitați, mai fac o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, 6 secunde. Auzit tablou din 1300, tablou din 1700 de ani. Ăla e șmecherie. Da. Geanta e acolo, merg mai departe. Mamă, biserica asta e mare. Bine că, uite, deja asta e mijlocul cu tavanul, uitați. Ei, lumea se pregătește. Asta mai degrabă a fost palatul regelui. Aici se strângea regii, oamenii, dacă și beci. Poți să cobor în beci. La migeanta acolo, mă. Și mi-a furat. Intr-un beci, tati. Intr-un beci. Ei s-au uitat, dar pe mine... Dacă, mă, oameni buni, că dacă văd că nu mă oprește nimeni, nici nu am față să mă oprească, mă duc. Nu pun eu semnul întrebări, bă, oare mă lasă sau nu. Mai e picat într-o biserică din asta, mă. Cu beci din astea subteran. Am mai picat eu pe una. Da, și aici. Aici, mamă, se face la bani. Bani, da, grea. Uite, așa e în beci. Asta e beci. Deci, în caz de război, vagabonții se ascundeau aici, că aici era cea mai păzit loc. Nimeni nu murea, popi și... 1, 2, 3. Uite aici, ceva șmecher și ăsta. Acolo pus la gratii, mi-a dat acolo bani. Și bani și scrisori și... Bine, nu-i vorba de bani, e vorba de... Bine, banii le-au pus în plic și le-au... E vorba de... ceva... șmecheri, trebuie să-i pus plasea, să nu mai arunci. Ba, poți să arunci pe deasupra. Poți să arunci pe deasupra, nici o problemă. Cine are bani, aruncați. 1, 2, 3. Cripta din... Deci din anul... Asta e din anul... Uitați că vă arăt acum. Deci anul 1000. 1, 2, 3. Deci din anul 1000 mâncava. Și prima dată când văd ceva din anul 1000. Cripta. Exact așa arătat. Și asta e ceva. Da.
pe mine. Aici sunt eu cam peste persete aici. Aici are ceva sfânt. Ceva sfânt, se roagă lumea. Ea pune și mâna. Zice că e piatră sfântă. Dacă e cu pus o mână pe aici, pune mâna pe piatră, apoi treaba voastră. Treaba voastră, nu mă bag. Ia să vedem ce e aici. Ah, patrafir. Patrafirul e ceva sfânt, mă. Ce sfânt e aici? Ale patrafirul e ceva sfânt, ăla ce-l putea la gât. Ceva sfânt, dar nu știu ce sfânt e ăla, că nu scrie nicări. Dar bine, nici nu pune mâna pe piatră. Piatra a fost... Nu știu, fraților, dar eu nu mă bag în combinațiile voastre. Pus mâna pe piatră, pupa piatra, treaba voastră. Eu am un singur Dumnezeu, e un suflet, e o duhoare. E un duh, adică, mă scuzați, e un duh. Și așa că dacă e un duh, uite priza acolo. Dacă e un duh, frate, atunci nu put pupi o pietre și volovan. Pupați voi, nu mă... N-am nimic împotriva. Pupați voi, fraților, dar eu n-am nimic împotriva. Eu nu pup nimica, că doar ating, pentru ca să simt cum o simțit... Cum să simți ea? Gen, să simt textura aia, ca să simți că simți ceva. N-am mult de atât. Da, am ajuns la level 3. Geanta mea acolo. Văd aici că fuge lumea în față. Cameramani. Pregătește, ăsta e altarul, fraților. Cu poze care se mai văd pe pereți. Pe tavan. Plin de lume. Plin. Și aici sunt și eu, cu ei. Păi eu unde sunt eu? De ce fac? Uitați, și ăla, când îi dă drumul la trompeta aia, îi sparge morcovii. Pe partea cealaltă nu mai duc, că nu văd nimic pe cealaltă parte. N-am văzut absolut nimic, văd niște... Doar pietri, aia exact aici, pe partea asta. Geanta mea acolo. Foarte, foarte șmecheră biserica. Deci mâine, Mircea, ai grijă ce faci, pe unde umbli. Că mâine trebuie să vii să faci filmări aici, tate. Basilica, așa mai departe. Ați văzut tablourile astea șmechere, țineți minte, vă, nu faceți manevre. Nu faceți manevre și picturi și pe piață duminica la vechi. Să zici că, bă, tablou de Michael Jackson. Aveți grijă. Vreți că vă amendez. Bă, cam asta e. Așa îmi place să-mi dau din life din biserica în ultimul timp. Dați așa. Da, sper că se vadă ceva. Da, vezi, cam asta e. Asta e centrul vechi al Bari, din Bari. Cam cred că l-am filmat într-o așa. Nu știu, cred că dacă m-am mai scăpat. Am mai străduțe din astea, nu a fost mai important. Dar și bisericile alea două, trei, care am trecut pe lângă și au fost închise. Dar mâine o să construiesc o altă poveste cu TikTok-ul și atunci o să vă dați cam seama cam o să cum să mă arete orașul. Ați văzut pe YouTube, care vă uitați pe YouTube, și YouTube-ul, pe YouTube, dacă vezi pe TikTok, o să-ți dai exact unde am fost și unde să mă mai departe. Ce să vă zic, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru tapuri, cum zice eu, tapuri, da, un like, un share și cu un comment, cred că m-ar ajuta, când o să aflați și voi, când o să mă ajute cu asta. Deci voi, cei care mă susțineți, o să aflați totul legat despre mine. Vă mulțumesc, vă pup și Doamne ajută, ne vedem la următoarea filmare sau într-un live cu mâncat să mâncă, mâncat telefon. Deci aici, de la parcă văd după prize, dar parcă așa cum vine să văd, nu știu.
Dar până un altă ne auzim, m-a pupat și Doamne ajută, papa.